Începe? Da. Bună ziua, stimați cetățeni! După cum cunoașteți, în data de 12 februarie, în cadrul Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, au fost audiați cei doi candidați la funcția de director al Consiliului de Administrare al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. În această dimineață a fost convocată ședința Comisiei Economiei, Buget și Finanțe pentru aprobarea deciziei privind rezultatele evaluării acestor candidați care au fost înscriși în concursul pentru desemnarea directorilor la Consiliul de Administrație. Și asta după ce în data de 13 februarie pe site-ul Parlamentului deja apăruse decizia de aprobare a rezultatelor acestui concurs. Împreună cu colegul meu ne-am autosizizat atunci pe seama acestei decizii apărute pe site-ul Parlamentului și am venit cu o scrisoare către Comisia Economie, Buget și Finanțe de retragere a respectivei decizii de pe site și de convocare în mod de urgență a Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Fapt împlinit abia astăzi dimineață. Și asta deoarece, conform regulamentului de desfășurare a concursului, și anume punctul 5, articol 22, după audierea candidaților admiși, Comisia evaluează rezultatele audierilor și aprobă decizia cu privire la selectarea candidatului la funcția de director al Consiliului de Administrație al ANRE. În acest context, noi vrem să ne exprimăm îngrijorările nu doar pe seama încălcării regulamentului, dar și cu privire la netransparența aprobării acestei decizii și vrem să vă spunem că nu avem suspiciuni în ceea ce privește proba interviurilor. Acesta s-a petrecut în prezența mass mediei, însă evaluarea candidaților s-a petrecut într-un mod absolut netransparent. La finalizarea acestui concurs, punctajul cumulativ nu a fost calculat în prezența tuturor membrilor comisiei. Fișele de evaluare prin care membrii comisiei au atribuit acest punctaj de evaluare fiind colectate și despre punctajul cumulativ final am fost anunțați abia astăzi în cadrul comisiei. Am cerut dimineață anularea rezultatelor acestui concurs, însă despre acest lucru ne va vorbi mai detaliat colegul meu. Da, bună ziua încă o dată. Cum a spus și colega mea Stella, noi am solicitat în cadrul Comisiei Economie, Buget și Finanțe, am solicitat anularea rezultatelor concursului pe motiv că a fost încălcat caracterul public al acestuia. Acum, dacă ne uităm la legea cu privire la energetică, articolul 10 stipulează foarte clar că numirea unei persoane în funcție de director al ANRE, despre care discutăm astăzi, are loc urmare a unui concurs desfășurat în mod public. Unul la mână, doi la mână, caracterul public al concursului nu înseamnă doar caracterul public al interviului. Pentru că noi am avut anunțurile publicate pe site-ul Parlamentului, noi am avut după asta transmisiune live a interviului, ceea ce noi nu am avut a fost însăși calcularea rezultatelor evaluării. Deci membrii comisiei au pur și simplu și-au îndeplinit fișele, după care fișele au fost colectate și calculele au fost făcute în absența membrilor comisiei. În aceste circumstanțe noi nu putem vorbi despre un caracter într-adevăr public al concursului, pentru că nimeni niciodată nu poate exclude faptul că posibilitatea că cineva, unul sau doi membri din comisie și-au revizuit evaluarea. Asta e esența la ceea ce spunem noi. Noi nu putem fi siguri că la un mijloc de noapte cineva din comisia noastră nu a venit și și-a dat alt punctaj, schimbându-și astfel fișa în funcție de ce punctaj am dat noi în cadrul acestei comisii. Asta este motivul din care noi solicităm anularea acestui concurs, solicităm relansarea lui și solicităm
ca pe viitor asemenea chestii să nu se mai întâmple. Cum am spus, un concurs public înseamnă nu doar un interviu transmis online, înseamnă cap-coadă public, vizibil și credibil, pentru că ANRE, ca o instituție, își bazează autoritatea pe încrederea cetățenilor, pe încrederea cetățeanului în faptul că această instituție acționează în interesul cetățeanului. Și atunci, esențială este o angajare absolut publică și transparentă. Mai mult ca atât, o să adaug, urmarea mai multor, să spunem, investigații prin ceea ce s-a întâmplat în trecut în cadrul acestei comisii, eu pot și noi putem afirma că asta nu este prima dată când o angajare, când un concurs public este petrecut în așa mod. Se transmit interviurile live, după care se colectează evaluările și a doua sau a treia zi este pur și simplu publicat pe site-ul web al Parlamentului rezultatul interviului, fără ca toți membrii comisiei să participe la calcularea punctajului final. Aici este riscul de falsificare, să-i spunem pe de-a dreptul. Iarăși, nu este o suspiciune. Noi nu vrem să arătăm cu degetul acum spre nimeni, dar faptul că există această posibilitate este suficient motiv ca noi să solicităm relansarea acestui concurs. Am spus de trecut, este cu certitudine din ce am aflat în zilele trecute, că, de exemplu, angajarea domnului Zagorodnei la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a avut loc exact în aceeași manieră. A avut loc interviu, după care s-au colectat fișele de evaluare, după care, după ușile închise, s-au făcut calculele și cine știe cum anume și cine anume s-a numărat. Putem să mai dăm întrebări referitor la alte concursuri, dar pentru moment noi insistăm ca acest concurs fie stopat și relansat. Și asta este unicul lucru ce o să ne ajute nouă ca instituție să ne învățăm lecția și să nu mai facem asemenea concursuri. Pentru că noi ne bazăm, cum am spus, pe încrederea cetățeanului. Asta este tot ce am vrut să spunem, cred că. Vă mulțumim! Mersi!